Bună ziua și eu am găsit la prof online cu exerciții. Așa mă, bună ziua și bine ne vedem la, la tema pe care am venit-o. Deci, tema pentru acasă. Pentru acasă. Lasa a treia. Azi în 28. 08. Dragule, tema pentru acasă, că ți-am dat niște ieșiți, noi trebuie să ne amintim asta. Prietenii noștri vreau să fie foarte exact convinși că tu ți-ai făcut tema, da? Deci, ai lucrat, să le și arătăm așa că tu îți faci tema, ești serios, nu discutăm. Așa. Aici, cred că este foarte interesant de aici. Da? 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6. Ce-o plăcut, nu? De care dintre ele? La care ai tu sentimentul că a fost deosebit de frumos, interesant și ar merita să le refacem? Ultimul? Da. Așa. Ia să vedem. Deci, dragilor, nu? Așa cum se întâmplă la clasă, când apare câte un exercițiu care nu a fost rezolvat până la capăt, îndată noi ne propunem să-l și rezolvăm. Așadar, a fost exercițiul 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 minus 8 plus 9 minus 10 plus 11, da? Plus 11 minus 12 plus 13 minus 14 și plus 15. Este egal cu. Asta a fost ghișitul. Da. Spune, Mario, cum ai gândit tu la ghișitul ăsta? 1 cu 15. L-ai adunat pe 1 cu 15, da. 2 cu 14. 2 și cu 14. Da. 1 și cu 15 vor face 16. 2 cu 14, tot 16. Și le scădem pe amândouă. Deoarece este minus între 1 și 2. Deci 1 și cu 15 au făcut 16. Le-ai adunat pe vecinii ăștia 2 și cu 14, tot 16. Dar ai și mai că e minus 16, da? Practic, de ce e minus 16? Pentru că am 2 sunt cu minus. Și acum s-o putea la ar fi așa, 16 din cei care au fost cu plus, minus 16 ăsta și au făcut aici 0. Și ai scăpat de echipa asta. Acum, 3 și cu 13, așa, tot 16 din o dată. Dar minus 4, minus 12? Tot 0. Fac minus 16, că sunt negativ, datorii, nu? Fac minus 16 și când ăștia sunt însumați acolo, iar fac 0. Da? Iar fac 0. Apoi. 5 și 11. 5 și cu 11. Da. 5 cu 11, 16. 6 și cu 10. Minus 6 și cu minus 10. 16. Deci a făcut 16. Minus 16, da? Minus 16. Că-s cu minus, adică da. Datoria. Și cu aveai plus 16, e dat datoria 16, iar 0. Apoi, suntem aici. 7 și cu... 9, 16. Așa. 16 minus 8 este egal cu 8. 16 și minus 8 ăsta. Da? Minus 8 ăsta. Este egal cu 8. Deci rezultat corect? 8. Ții că ți-a dat? 8. Tot 8, da? Excelent. Foarte tare. Foarte tare. Deci, ai văzut mișcarea asta, că 1 și cu... Dar să le spunem prietenii noștri, că dacă ei minus 2 și cu minus 14 fac minus 16, nu înțeleau că e datoria asta și atunci adunau la 16 încă 16, aveau să greșească. Nu? Deci, una este înseamnă numărul cu minus, scădere, deci scădem din... dar ai fi putut face în ordine asta în care suntem aici? Nu. Nu. N-ai fi putut face pentru că tu ai observat foarte bine atâta vreme cât sesizăm că 1 minus 2, nu? Deocamdată în limbajul nostru nu se poate face chestia asta. Mai târziu se va putea face. Iar eu sunt atât de supărat pentru că se tot insistă că descăzutul să fie mai mare decât scăzătorul. Cum ai
15 numere. Și am văzut că a rămas 8 fără pereche. Și am făcut 14 dat în 2, 7, câte 7 pereche, aici nu mai sta să le facă 16 minus 16. Deci tu, el a văzut că-s perechi. Da, și că 8 rămâne... 8 rămâne izolat aici? Izolat, da. Așa. Iar 16 dintre ei, 7 cu 9, da. Minus 8. A, așa. Dar cum de a reușit el să spună perechile alea cum s-au anulat? Păi le-au făcut așa. Tot așa, nu? Da, tot în sistemul ăsta. Uh-huh. Deci categoric, așa este. Că și noi facem mai 7 cu... 9, 16, deci uite că ne ducem aici 16 și minus 8 ăsta și ne dă 8. Deci e clar că același lucru, centrat am mers. Da. Da? Deci faptul că s-a întâmplat să fie minus 8 acolo în centru, nu întâmplător am lăsat eu așa lucrurile, dănește dacă eu mă opream la minus 14, egheșițul ăsta putea fi făcut oare? Dacă în suma asta nu mai puneam plus 15, ci o opream totul la minus 14. Da. 14. Vezi? Unu, nu se mai cupla cu un număr pozitiv să fac echipă. Deci unul ăsta rămânea trist. Că cu minus 14 nu se poate lega. Mm-hmm. Atunci eu am avut grijă că, ca în egheșițiu, să încep cu plus, să termin tot cu plus 15, ca să se poate ei centrale așa frumos, lega între ei. Și, pe urmă, minus 2 și cu minus 14, ea se leagă frumos. Dacă ar fi fost doar toți cu plus, ai fi putut face suma asta? Întrebarea mea este următoarea. Dacă ai fi avut de calculat suma 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, trebuie să faci plus 5 plus 6 plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11, plus 12, plus 13, plus 14 și plus 15. Cum mai fi făcut suma asta? Deci dacă ai fi avut de adunat, iată, toți sunt cu plus de data asta. Nu mai alternează. Da? Suma asta, cum ai fi făcut-o? 1 cu 15. Tot așa ai fi plecat. Nu știu cu 15 fac 16. Apoi. 2 cu 14, tot 16. Așa. 3 cu 13, tot 16. Așa. 4 cu 12, tot 16. Exact. 5 11, tot 16. 5 cu 11, tot 16. 6 cu 10. 6 cu 10, 16. 7 cu 8. Cu 9. Cu 9, așa. Cu 9, tot 16. Deci, și rămâne 8. Și rămâne 8. Deci ar face câte echipe de 16? Ia să le urmărăm. Mai sunt și cu minus aici sau toate sunt cu plus? Ce trebuie să facem cu toate echipele de 16, toate numerele de 16? Sunt 16, 7. Le adunăm de data asta. Deci trebuie să le adunăm, măi, zice că 16 cu 16 se anulează. De ce nu se mai anulează? Pentru că toți sunt cu plus. Deci acum ar face câte echipe de 16, 7. Că n-am fost. 7, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? 7. De 7 ori 16, așa, plus cine? Plus 8. Plus 8. 7 ori 16 plus 8. Acesta ar fi fost rezultatul. 7 ori 16 plus 8. Da. Ei, te rog să-mi spui în clipa asta cât face suma asta. Final. 7 ori 16 plus 8. 7 ori 16 plus 8. Ai putea să faci mulțirea? 120. 7 ori 16? Fac 120? Eu am un pic de emoții, nu cred. Ai cum ai făcut 7 ori 16? Repede așa? Da, sună suvalic. Ai făcut de așa. Deci 16 ori 7. Da. Și cât o făcut? Cum? 7 ori 6. No, 2. 42, spune așa, ca 42, să zic. 42. 2 și 4. 7 ori 1, 7. Da. Și cu 4.
Așa? 11. 112 și cu cine e adunat? Cu 8, 112. 112 plus 8. Așa. Și m-am făcut 120. Iată rezultatul corect, 120. În momentul de față, putem spune clar că am găsit rezultatul bun, aceste adunări, este 120 și suntem foarte bucuroși că am făcut și exercițiul ăsta. Ce vreau să rețin tu de aici? Vreau să rețin că într-un astfel de exercițiu trebuie să fii foarte atent. Când faci echipele acelea, cei care sunt cu plus și cei care cu minus. Noi obișnuiam să-i punem pe toți cu plus de la început, ții minte în astfel de exerciții, și pe cei cu minus la sfârșit, ca să nu cumva să greșim. Ia să încercăm să facem și treaba asta. Adică, în varianta așa, aceea care o știm noi să o gândim. Adică, nu? Să înțelegem bine că putem să schimbăm ordinea. Noi știm asta, putem să schimbăm ordinea, dar când îi schimbăm cu tot cu semnul lor de față. Care sunt cu minus, îi punem toți cu minus la sfârșit. Cât datorii, nu? Îi punem la capăt. Și atunci, exercițiul apare cam așa. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15, da? Minus 1, minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, minus 10, minus 12, minus 14. Egal cu. Iată, așa arată exercițiul ăsta, nu? Ca sumă. Deci 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 și pe urmă minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, minus 10, minus 12 și minus 14. Ei, cum ai văzut aici? Că după tehnica noastră făceam așa, 1 și 15, 16. Sigur. 2 și cu 3 și cu 13. Ia, 16. 5 și cu 11. Ia, 16. 7 și cu 8, 7 și cu 9, 16, da? Observ? Da. Astea sunt echipe de 16, cu plus toți. Da? Iar ca rezultat ar fi fost cât de 16? Cât? 4 ori 16, scăzut acum, 4 de ani 16, scăzut. Acum să vedem echipele cu... Bine, poți să spun rezultatul de asta acolo? Cât? 64. Bun, o să vedem, dar acum să ne ducem și aici. Okay. Să avem exercițiul în totalitate. Minus 2 cu minus 14, minus 2 cu minus 14, minus 16. Minus 4 cu minus 12, minus 16. Minus 6 cu minus 10, minus 16. Deci, și-a rămas singur 8, pe care îl vom adăuga, pune la sfârșit. Deci câți de 16 cu minus sunt acum? Observăm. 3. Deci minus 3 de azi de 16, minus 3 de azi de 16 și minusul 8, pe care îl avem acolo. E, urmărește acum, fără să mai înmulțim, că știm noi șmecherii, din 4 de azi de 16, scădem 3 de azi de 16 și rămâne un 16. 16 acela, deci aici fac 16, minus 8, 16 minus 8, egal cu 8. Iată rezultatul clar, rezultatul dinainte. Dragule, deci noi observăm aici că am avut așa o șmecherie de făcut, deosebit de elegantă, interesantă și exercițiul ăsta chiar a meritat toată atenția. Acum o să ne îndreptăm, într-adevăr, așa cum ai observat și tu, acesta a fost un exercițiu mai frumos, mai interesant. O să mă concentrez foarte tare pe împărțire acum. Vreau să reușim într-un timp record, într-un timp scurt și ca experiment să vedem cât timp ne ia, câte ore, și să învățăm să descoperim algoritmul de împărțire. Ei, te rog, începem așa. Uite, 20
20 împărțit la 2. Egal cu cine? 10. Egal cu 10. Da? 10. Și ca probă, înseamnă împărțitorul 2 ori 10, suntem de împărțitul. Deci 20 de împărțitul 20 este egal cu 2 ori 10. Asta e proba. 2 ori 10. Bun. Dacă pe 20 îl împart la 3. Ia să vedem. 20 se împarte la 3? Nu. Nu se împarte exact. Rămâne o rest. Cam cât crezi tu? Care e cel mai apropiat număr de 20? 21. 21 îl depășești. N-am 21. Cel mai apropiat număr care se împarte exact la 3? Cel mai apropiat de 18. Și cât ar face? Deci, la împărțire ar face 6, nu? Că 18 împărțit la 3 face? 18 împărțit la 6. Da. Este, deci, în paranteză, spune că e 6. Rest? Rest? Cât e restul? 2. 2. Restul e egal cu 2. Adică, pentru a ajunge la 20, cum ai scrie tu chestia asta? 20 este egal cu 6 ori 3. 6? Nu, 3 ori 6, să zicem așa. 3 ori 6, împărțitor ori câtul, și plus 2. Da? 20 egal cu 3 ori 6 plus 2. Iată că avem foarte clar, nu? Deci împărțitor, de împărțitul, uite, fii atent, deci de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul, ori câtul, rezultatul care îl obțin se numește cât. La împărțire, rezultatul împărțit se numește cât. Deci, de împărțitul, uite ca să ținem în minte de acum, de împărțitul ăsta, egal cu împărțitul, oricâtul, și plus restul de la împărțire. Plus restul. Restul. Deci, de împărțitul, scriem așa cu culoare deoparte, deci de împărțitul, egal cu împărțitorul, oricâtul, plus restul. Iată, asta să avem de acum toată viața în minte că așa se întâmplă. Deci, vezi, 20 împărțit la 3 nu s-a împărțit exact, i-a dat un rest. Restul egal cu 2. Ia să vedem, 20 oare se împarte la 4? Da. Cât face 20? 5. Împărțire egal. Asta e câtul. Restul cât este aici? Restul 0. Restul egal cu 0. Dacă ar fi să scrie, ar zice, cum ca probă, 20 este egal cu cine? Te rog. Da? 20 este egal cu împărțitorul cât a fost? 4. Vorbește. Da. În timp ce îl scrii, tu și lucrezi. Deci, așa, deci. Deci, 20 vorbește. 20. Egal. Cum spuneai tu de ori? Lucrezi acolo. 20. Egal cu 4. Așa, mă. 4 ori? 5. 5 plus 0, poftim. Ca să nu supărăm pe nimeni. Restul e 0. Să împărțit exact. Când rămâne, rămâne. Când nu, e 0. Ia să vedem. 20 împărțit la 5. Cât face? 20 împărțit la 5. Egal cu? Nu dă. Nu dă 20 împărțit la 5? Nu dă exact? Ba da. Sigur că. Sunt 4. Deci cât face? 4. Da. Deci egal cu 4. Și tot restul este 0. Adică 20 putem să spunem că este egal cu 5 ori 4. Plus 0. 20. Tot 20 la 6. Ia să vedem la 6 dacă îl împărțim. Ce obține 20 împărțit la 6? 20 împărțit la 6. Care e cel mai apropiat număr de 20 care se împarte, încât se împarte exact la 6? 3. Adică 18, nu? 18. Deci egal cu 3. Da? 3. Și restul cât este? Rest egal cu cât? Rest egal cu 2. Restul 2.
Deci, iată că la împărțire câtul este 3, da? Egal cu 3. Hai să zic așa, în paranteză, asta se pune. 3, câtul egal cu 3 și restul e 2. Încât noi putem spune așa în clipa asta. Câtul este 3 și restul 2. Adică 20 de împărțitul este egal cu cine? 20 este egal cu... Deci este egal cu 3 ori 6. Nu, 6 ori 3, că împărțitor. 6 ori 3, că am fost, da? 6 ori 3 plus restul care mă obțină? 2. Continuăm. 20 împărțit la 7. Ce poți să spui la împărțirea asta la 7? Cel mai apropiat de 14, ca să împart, deci e 2. Da, deci câtul la împărțirea asta este 2 și restul cât este? Cât îmi rămâne? 6. Observăm o chestie, că totdeauna resturile sunt mai mici decât cine? Uite, că restul 2, 6 a fost. Împărțitorul 7, restul e 6. Deci totdeauna restul e mai mic decât împărțitorul. Că dacă ar fi egal, ar mai merge odată. Dacă ar fi fost 21, împărțirea s-ar fi făcut exact, nu? Da. Ar fost de 3 ori și restul 0. Deci totdeauna restul e mai mic decât împărțitorul. Foarte important. Deci să scrim aici că 20 este egal cu 2 ori, cât ai zis tu, 2 ori, cât? Nu, 2 ori, 7 ori. 7 ori 2 plus restul 6. Am să văd acum 20 împărțit la 8. Șaisprezece. Și ce mai apropiat? Deci ar fi câtul cât la împărțire? Cât ce cât? 2. 2. Și restul cât este? Restul este... 4. Și atunci 20 cum mai poți scrie? Te-am să scriu tu cum mă scrii pe 20. 20. 20 egal cu 8 ori 2 plus 4. 8 ori 2 plus 4. E proba, da? 8 ori 2 plus 4 face 20. Și 20 împărțit la 9. Ia să vedem. Egal cu 2. 2. Deci câtul este 2. Și restul cât este? 2. Restul este 2. Așa încât 20 o să scrie? 20 egal cu 9. 1, 2, da. Plus 2. Nu, 2 plus 2. Observ că am văzut foarte. Da, 20 împărțit la 10. 20 împărțit la 10. 2. Egal cu, deodată, câtul este 2 și restul 0, nu? Deci, putem să spunem că aici, câtul este 2, iar restul este 0. Așadar, 20 să fie, va fi 10 ori 2. 2 plus 0. Plus 0. Înseamnă că orice număr, la oricine împărțit, și noi să vedem acum, să încercăm un număr două cifre. 70 și cât? Dă-te un număr, la întâmplare. Dă-te un număr la întâmplare. Din două numere, da? 56. 56 să-l împărțim la 2. Ia să vedem, 56 împărțit la 2. Ai putea să-mi spui cât face? Îți vine greu, da? Hai să scriem desfășurat. Pe 50 și 6, să scriem că este egal cu 50 plus 6. Da? Așa. Deci 56 egal cu 50 plus 6. Da. Și acum, totul era împărțit la 2, da? Da. Corect. Deci, aici trebuie să împărțit la 2, egal cu 50 plus 6, totul împărțit la 2 și egal cu... Oare pe 50 îl poți împărți la 2? Da, 25. 25.
Și pe șansă nu poți să fie. Deci ar fi egal cu 50 împărțit la, hai să vadă toți prietenii, 50 împărțit la 2 și plus 6 împărțit la 2. Cât facem? 50 plus împărțit la 2 plus 6 împărțit la 2, 50 este 25 și plus 3. Și egal cu 28. Într-adevăr, dacă adunăm 28 plus 28, de două ori, nu pe 28, face 56. Deci împărțirea asta cu exact, 56 împărțit la 2, fac 28. Dragule, dar vezi, ar trebui să desfășurăm, să luăm, să vedem, să vedem zecile dacă se împarte exact și până și unitățile dacă se împarte exact. Eu îți propun ție să luăm din nou pe 56, că pe 56 să scriem așa, 56 împărțit la 2, este egal cu 40 plus 16. E bine? 40 cu 16? Da. Și totul de împărțit la 2. Ei, și ar fi egal mai departe cu 40 împărțit la 2 pe face. Și plus 16 împărțit la 2. Și egal cu 40 împărțit la 2 face 20. Plus 8. 28. Foarte tare. Foarte tare. De ce am făcut eu? La cifra 10-lor am căutat cea mai apropiată cifră care se împarte exact la 2. Și cine? Cine e cel mai apropiat de 5 care se împarte la 2? 4. Și de aceea pe 50 l-am scris ca 40. Cu 10 care au rămas cu 6, 16. Da? Și în felul ăsta am făcut împărțirea. Minunat. Ia acum să cuprinzi tu șmecheria. Că tu ești foarte, foarte atent. Uite, dacă fac algoritmul acela, 56 împărțit la 2. Este egal cu. Zice 2, 2 în 5. De 2 ori. Și ne gândim că e aproape 40, este șmecherea de aici și vine 2 în 5 de 2 ori. Mai zici tu de 2 ori. 2 ori 2, 2 ori 2 fac 4. Vezi la 10 de parcă ar fi 40. Rămâne 1, rămâne 10, rămâne 10, hai să-ți fim atenți, rămâne 10 și 6 se coboară, 6 se lipește aici. Părți la 2. Ia uite la șmecherie. 28, rezultat rapid. Știi, de aia tu împotriva ideea și este așa. Nu-mi place mie asta. Dar vezi cât e de tare chestia asta. Puteți face așa. 6 împărțit la 2, 3, 5 împărțit la 2, 2. Nu! Nu, de, nu se ia de aici. Nu de la sfârșit. De la început. De la început, pentru că se construiesc. Numărul care se construiește, uite, 10 și tot așa, da? Sau sute din cauza asta. Da? La mulțire vine invers, că ce trece peste 10 sau peste, se adaugă în față. Acum construcția este înapoi. Ăsta e motivul. Da, eram aici la 50, 6 împărțit la 2 egal cu 3. Bun. 50 împărțit la 2 egal cu 25. 25. Bun. Atunci cum faci tu pe asta? 278 împărțit la 2. Să vă dai cum plătesc. 278 pe tehnica ta, că tu vrei de la sfârșit. Ok. Bun. Dar vorbești și că prietenii noștri acum stau în pauză, nu? Tu trebuie să înțelegi că noi suntem în film. Și fiind în film, trebuie să vorbim continuu. Dragule, da? 200. Cât? 200 plus 70. Așa, 200 plus 70 plus 8. 200 împărțit la 2. Corect. 200 împărțit la 2 este egal cu 100. Deci vine 100. Vezi că suntem, o luăm de aici? Sutele. 100. Urmă. 35. Plus 35. Și plus? 4. 4. Și rezultatul este? 139. 100? 39. 139. Bun. 139. Acum, eu aș construi
în felul următor. 200 las când place, scrie de sub 200, luăm alte variante pe care le văd eu. 200 plus, în loc de 70, pot să zic 60. 10 aceia o lipesc lângă 8. Plus 18. Și totul de împărțit la 2. Și acum, ar face, te rog să vorbești tu. 200 împărțit la 2 este egal cu cum? 100. 100. Da. Plus. Plus 30. Plus 30, da. Plus 9. Plus 9. 139. Da? Deci vezi care a fost, care e noutatea? Tu aici la 70 ai venit foarte repede, 35-ul. Eu însă mi-am construit cea mai apropiată cifră a 10-ilor. 70 nu prea, 7 nu se împarte exact la 2, dar 6 se împarte. Și am construit-o, în loc de 70 am pus 60. 10 aceea am dus-o lângă 8 și am făcut 18. Deci de aceea la împărțire se merge pe procedeul invers decât la mulțire. La mulțire se face de la unități și tot ce este în plus adaugă, disconstruie, acum la împărțire se face invers. Da? Și să te convinc acum că eu am dreptate, că rezultatul este același, nu? Știu, 139 și de data asta, și că este corect. Dar hai să vedem și algoritmul acela care l-am zis eu. 278 împărțit la 2. Egal cu. Ca să punem mâna pe algoritm, să nu mai fie desfășurarea asta, că muncim foarte mult. Și zici, 2 în 2? Odată. Odată. Iată cum se construiește prima cifră. 1. 2, 2 odată. 1 ori 2, fac 2. Nu rămâne nimic. Deci o mers exact. Coborâm pe 7, deci la, ca ordine, 7-le acesta, ia 10-lor acum. Și eu încep testarea. Ca și cum aș zice, 7-10 acela se parte exact la 2. Da. 7. Se parte în ce știi tu, dar numai 7 privind ca poziție de pe prima, pe cifra 10-lor. Nu se parte exact. Atunci vă gândiți la cea mai apropiată, 6. 6 se împarte la 2, da. Și de câte ori merge? 3. 3 ori 2, iată cum se construiește cifra 10-lor. Poate e elegant. 3 ori 2 face cât? 3 ori 2, 5. 6. Și rămâne 1. E 10 aceea, de la 70 până la... Nu? De la 60 până la 70, e 10 aceea care se va lipi de 8. Și uite cum s-a construit 18. 1 și cu 8-ul. 18. Și acum, 2 în 18? Din 9 ori. Din 9 ori. Foarte tare. Mi se pare foarte tare șmecheria asta. Să știi că am tot stat și m-am gândit că învățătoarea mea, când am fost și eu ca tine așa, și mi-am arătat învățirea, am spus, așa faci, că așa spun eu, că e bine așa. Nu mi-a explicat așa cum fac eu acum. Și eu nu înțelegeam deloc. Când se scade, rămâne unul, de ce se întâmplă, se lipește cealaltă? Păi nu pricepeam deloc. Abia acum, când m-am gândit pentru tine cum să-ți explic, am înțeles și eu. Foarte tare. Vezi? Deci ce se întâmplă? Proful online stă și tot analizează ca să găsească cele mai bune metode încât copiii să nu mai fie surprinși și să învețe mecanic. Chestia asta. Uite, e mama aici. Să ne amintim. Să povestească și ea. Dacă la învățătoare, nu tot așa o înțeles. Făceam mecanic. Nu? Deci nu înțelegeam de ce coboară acela, ce se întâmplă. Dar dacă îi desfășori așa și copilul îi arăță chestia